Bine v-am regăsit la un nou curs de mecanică. De data asta vom vorbi despre principiile dinamicii newtoniene. Îi rog pe cei pe care nu-i interesează deloc fizica să încerce totuși să urmărească acest curs, odată pentru că nu va fi matematică aproape deloc, va fi foarte puțină matematică, și în al doilea rând pentru că există aspecte teoretice foarte interesante și mai ales foarte importante pe care le pot învăța din acest curs, care îi vor ajuta să vadă altfel anumite fenomene care au loc tot timpul în jurul nostru. Dinamica este capitolul mecanicii care studiază forțele și efectele forțelor. Iar dinamica despre care vom discuta noi azi se numește dinamica newtoniană, pentru că este dinamica care pleacă de la principiile lui Newton, principiile descoperite de Newton și unul dintre ele de Galileo Galilei. Și în această dinamică, spațiul și timpul au un caracter absolut. Ele sunt doar cadrul în care se desfășoară fenomenele mecanice. Principiile dinamicii despre care vom discuta azi sunt legi ale naturii care stau la baza tuturor fenomenelor din mecanică și cu ajutorul cărora putem să deducem, să găsim formule pe care să le folosim în practică și la rezolvarea problemelor. Mai vreau să fac precizarea că atunci când voi discuta despre mișcare în acest curs, mă voi referi întotdeauna la mișcarea într-un sistem de referință inerțial, adică într-un sistem de referință care se mișcă rectiliniu și uniform. Să începem! Principiul întâi, care se mai numește și principiul inerției, a fost descoperit de Galileo Galilei. Și principiul întâi ne spune ce fac corpurile atunci când nu acționează forțe asupra lor. Se spune că Galileo Galilei ar fi făcut sau poate că a propus doar un experiment mental, nu știm sigur dacă l-a făcut sau doar s-a gândit la el, în care ar fi rostogolit bile pe un plan înclinat, așa cum vedeți în acest desen. Iar la baza planului înclinat, acolo unde ajung bilele după ce au parcurs tot planul înclinat, s-a gândit să pună diferite materiale, unele mai alunecoase, altele mai puțin alunecoase, unele pe care bilele se mișcă cu frecare mare, de pildă o stofă groasă, altele pe care bilele se mișcă foarte ușor, de pildă sticlă. Și Galileo Galilei a tras concluzia că cu cât avem o forță de frecare mai mică, cu atât bilele rostogolite din vârful planului înclinat vor parcurge o distanță mai mare pe orizontal. Lucru pe care de fapt îl știm cu toții din experiență, din ceea ce vedem în fiecare zi. Și de aici Galileo Galilei a tras concluzia că dacă n-ar fi deloc forță de frecare, atunci bilele nu s-ar opri niciodată, odată ce au ajuns pe suprafața orizontală. Și acest lucru este adevărat și este principiul întâi al dinamicii pe care îl formulăm în felul următor. Dacă asupra unui corp nu acționează forțe, atunci el este sau în repaus sau în mișcare rectilinie și uniformă. Și vă rog să vă notați acest lucru.
Principiul întâi mai poate fi formulat și astfel. Un corp nu pornește singur, nu începe să se miște, odată ce e în repaus, rămâne în repaus atâta vreme cât nu acționează forțe asupra lui, dar nici nu se oprește singur. Deci odată ce a fost pus în mișcare, el își continuă mișcarea rectilinie și uniformă veșnic, dacă nu acționează forțe asupra lui, iar dacă vrem să-l oprim, avem nevoie de o forță care să îl oprească. Principiul întâi ne arată că mișcarea rectilinie uniformă este o mișcare specială. Este singura mișcare care poate să aibă loc fără acțiunea forțelor. Pentru orice fel de altă mișcare, mai simplu spus, pentru orice mișcare în care avem accelerație, e nevoie de o forță care să producă accelerația respectivă, dar despre asta va fi vorba în al doilea principiu. În schimb, pentru mișcarea rectilinie și uniformă, nu este nevoie de forțe. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere dinamic, starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă este același lucru. Nu există diferență între cele două stări. Această proprietate a corpurilor de a rămâne în repaus atâta vreme când nu acționează forța asupra lor sau de a rămâne în mișcare rectilinie și uniformă atâta vreme când nu acționează forța asupra lor se numește inerție și poate fi formulată mai simplu. Inerția este proprietatea corpurilor de a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă. Iar măsura inerției este masa. Deci masa pe care o măsurăm în kilograme în sistemul internațional, unitatea de măsură pentru masă este kilogramul, este de fapt o măsură a inerției corpurilor. Cu cât un corp are masa mai mare, cu cât are mai multe kilograme, cu atât e mai încăpățânat în a-și păstra fie starea de repaus, fie starea de mișcare rectilinie și uniformă. Adică, cu cât are mai multe kilograme, cu atât e mai greu să-l pornim, dar cu atât e și mai greu să îl oprim odată ce a fost pus în mișcare. Se poate demonstra existența inerției corpurilor prin foarte multe experimente. Pe unul l-ați văzut chiar la începutul cursului și vreau să-l mai vedem o dată. Este vorba despre un pahar pus pe o hârtie foarte lucioasă, de fapt e coperta unei cărți, și dacă hârtia respectivă pleacă brusc de acolo, este trasă brusc de sub pahar, paharul rămâne în repaus, pentru că forța de frecare dintre el și hârtie acționează un timp atât de scurt încât nu apucă să-i schimbe starea de mișcare, starea de repaus, de fapt, în acest caz. Să vedem. Mai vreau să fac precizarea că, deși kilogramul este un multiplu al gramului, un kilogram înseamnă 1000 de grame, nu gramul, ci kilogramul este unitatea de măsură pentru masă în sistemul internațional. Și se definește ca fiind masa etalonului care se găsește în Franța, la Sèvres, și pe care îl vedeți în această fotografie. Principiul al doilea al dinamicii se mai numește și principiul fundamental. El ne spune ce fac corpurile când acționează forțe asupra lor. Dar pentru că un corp poate să aibă nu doar mișcări de translație, ci și mișcări de rotație, și ca să simplificăm lucrurile, voi formula principiul al doilea gândindu-mă la un punct material, deci la un corp ale cărui dimensiuni sunt foarte mici în comparație cu corpurile din jurul lui, și care nu poate să aibă decât mișcare de translație. Și principiul al doilea spune că dacă asupra unui punct material acționează forță,
atunci punctul material respectiv capătă o accelerație care are aceeași direcție, același sens cu forța care acționează asupra lui, are modulul direct proporțional cu modulul forței și invers proporțional cu masa punctului material. Un enunț destul de stufos și complicat, dar așa cum am mai spus și cu altă ocazie, din fericire există matematica care poate să exprime foarte sintetic astfel de lucruri cu ajutorul ecuațiilor și principiul fundamental se poate scrie: vectorul accelerație este raportul dintre vectorul forță și masa punctului material. Și aici este tot ceea ce am spus mai înainte, în enunț. Aici se vede că accelerația are același sens și aceeași direcție cu forța, pentru că vectorul forță se împarte aici la un număr pozitiv, masa este întotdeauna pozitivă. Și se mai vede că modulul accelerației este direct proporțional cu modulul forței și invers proporțional cu masa punctului material. Să ne notăm aceste lucruri. Această relație se scrie de obicei astfel: vectorul forță este produsul dintre masa punctului material asupra căruia acționează forța și accelerația punctului material respectiv și sub această formă se numește ecuația principiului fundamental al dinamicii. De la această ecuație vine și unitatea de măsură pentru forță, și anume unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru masă în sistemul internațional, înmulțită cu unitatea de măsură pentru accelerație în sistemul internațional. Deci unitatea de măsură pentru forță va fi kilogram ori metru pe secundă la pătrat, care a primit numele de newton. Și atunci avem că unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional este newtonul. O forță are intensitatea de un newton. Dacă atunci când acționează asupra unui corp cu masa de un kilogram, îi imprimă acestuia o accelerație de un metru pe secundă la pătrat. Cum putem verifica experimental principiul al doilea? Trebuie să măsurăm niște forțe care acționează asupra unor corpuri de masă cunoscută. Deci trebuie să măsurăm și masele respective. Și trebuie să verificăm dacă, într-adevăr, raportul F supra M este egal cu accelerația pe care o capătă corpul respectiv sub acțiunea forței F care acționează asupra lui. Lucru care nu este foarte complicat, dar nu este nici foarte simplu, pentru că nu este ușor să măsori accelerații. Deci e nevoie de o anumită aparatură care să-ți permită să măsori suficient de precis atât forțe, cât și mase, cât și accelerații. Și atunci se poate verifica principiul al doilea, experimental. Din fericire, avem o metodă mult mai simplă. Asupra tuturor corpurilor aici, la suprafața Pământului, acționează forța gravitațională a Pământului, pe care o numim greutatea corpului respectiv. Greutatea unui corp nu este decât forța cu care el este atras de Pământ. Această greutate se poate calcula cu formula: greutatea este masa ori accelerația gravitațională. Ne interesează doar modulul acestei forțe.
Și principiul al doilea, așa cum ați văzut, ne spune că accelerația unui corp este raportul dintre forța care acționează asupra lui și masa corpului respectiv. Asta înseamnă că sub acțiunea greutății, un corp trebuie să capete accelerația G supra M, pentru că forța care acționează asupra lui este greutatea. Dar greutatea este masa ori accelerația gravitațională. Și masa se simplifică și observ că accelerația unui corp, când se mișcă sub acțiunea greutății, când se mișcă într-un câmp gravitațional, nu depinde de masa corpului. Ceea ce înseamnă că dacă principiul al doilea este corect, un corp cu masă mai mică trebuie să cadă cu aceeași accelerație cu un corp cu masă mai mare. De fapt, cu un corp cu masă oricât de mare. Pentru că, așa cum am arătat, accelerația de cădere nu depinde de masa corpului. Așa că, dacă reușim să facem un experiment și să arătăm că un corp mai ușor cade cu aceeași accelerație cu un corp mai greu, adică ele cad deodată, atunci am demonstrat și că principiul al doilea este adevărat. Să facem experimentul. Să vedem dacă acest toc de ochelari care are masa mai puțin de jumătate din masa cleștelui cade sau nu cu aceeași accelerație cu cleștele. Să vedem. Ați observat că cele două corpuri s-au mișcat la fel, au căzut la fel, ceea ce înseamnă că au avut aceeași accelerație și acest lucru demonstrează că principiul fundamental este corect, pentru că accelerația, spune principiul fundamental, este raportul dintre forța care acționează asupra unui corp și masa acestuia. Dar în cazul mișcării sub acțiunea greutății, greutatea este cea care accelerează corpul, greutatea este forța, iar greutatea este proporțională cu masa, conform relației G egal cu M ori G mic, unde G mic este accelerația gravitațională. Și pentru că greutatea e proporțională cu masa, acest raport rămâne constant. Rămâne tot timpul egal cu G mic cu accelerația gravitațională, care aici, la suprafața Pământului, are valoarea de aproximativ 9,81 metri pe secundă la pătrat. Deci, acest simplu experiment ne arată că principiul fundamental este corect. Și acum, principiul fundamental se poate scrie și altfel, să vedem, și anume, știm că forța este produsul dintre masă și accelerație. Deci avem F, vectorul forță, este masa înmulțită cu vectorul accelerație, dar accelerația este delta V supra delta T,
adică este V2 minus V1 supra delta T. Și atunci, ecuația principiului fundamental se poate scrie F este egal cu M înmulțit cu V2 minus V1 supra delta T sau vectorul forță înmulțit cu delta T este MV2 minus MV1. Iar produsul masă ori viteză, care a fost numit de Newton cantitate de mișcare, se numește în fizică impuls, se notează cu litera P. Impulsul este de ce mărime vectorială, pentru că se obține prin înmulțirea unui vector viteza cu masa corpului despre a cărui viteză vorbim. Și atunci, în dreapta semnului egal, aici, avem de fapt două impulsuri. Impulsul al doilea minus primul impuls, impulsul inițial. Și avem atunci relația F ori delta T este egal cu P2 minus P1, care în final se poate scrie vectorul forță înmulțit cu timpul cât acționează forța este egal cu variația impulsului. Deci acest produs este egal cu variația impulsului. Impulsul este o mărime foarte importantă în fizică și o să ne întâlnim de multe ori cu el, mai ales în cazul în care studiem ciocnirile și de aceea e bine să ne notăm aceste lucruri. Și acum, ca să terminăm cu principiul al doilea, cu principiul fundamental, două observații. Întâi, că principiul întâi este, de fapt, inclus în principiul al doilea. Principiul întâi se găsește implicit și în expresia principiului al doilea. Să vedem de ce. Principiul al doilea spune că vectorul forță este produsul dintre masă și vectorul accelerație, iar principiul întâi ne spune ce fac corpurile dacă nu acționează forțe asupra lor. Păi să punem condiția ca forța să fie zero. Atunci, produsul masa ori accelerația trebuie să fie de asemenea zero, dar masa nu este zero, vorbim despre un punct material. Înseamnă că accelerația trebuie să fie zero. Dar accelerația este delta V supra delta T. Adică este V2 minus V1 supra delta T. Și dacă e 0, asta înseamnă că V2 este egal cu V1, adică viteza nu se schimbă. Și am găsit principiul întâi. Dacă nu acționează forțe asupra unui corp, atunci el se mișcă rectiliniu și uniform. Păi se mișcă rectiliniu și uniform numai dacă vectorul viteză este constant. Adică își păstrează în timp atât direcția, cât și sensul, cât și modulul. Și exact asta rezultă, așa cum ați văzut, din principiul al doilea. A doua observație este că această relație trebuie să o avem în minte tot timpul vectorial. Adică atunci când acționează o forță asupra unui corp, produce accelerație, ceea ce înseamnă că modifică viteza. Dar modifică viteza nu înseamnă doar modifică modulul vitezei. Și dacă modifică direcția vitezei, și atunci avem o accelerație. De pildă, dacă rostogolim o bilă pe o suprafață orizontală netedă, și rostogolim bila pe această direcție, dar punem aici un magnet, să zicem că aici e polul nord și aici e polul sud, atunci el va curba traiectoria bilei.
traiectoria bilei nu va mai fi aceasta, ci va fi cam așa. Deci magnetul a modificat nu doar modulul vitezei, a modificat și direcția vitezei. Și de aceea ecuația principiului fundamental trebuie ținută, păstrată în minte vectorial. Pentru că, încă o dată spun, forțele modifică nu doar modulul vitezei, ci și direcția vitezei în general. Să trecem la principiul al treilea. Principiul al doilea despre care am vorbit până acum și principiul al treilea despre care urmează să vorbim au fost descoperite de Isaac Newton și stau la baza întregii mecanici și a tuturor interacțiunilor, indiferent despre ce fel de forțe vorbim. Deci nu sunt adevărate doar în cazul forțelor mecanice, cum ar fi forțele de contact, forța gravitațională, forța elastică și așa mai departe. Ele sunt valabile indiferent de natura forțelor despre care vorbim. Principiul al treilea se numește și principiul acțiunilor reciproce. Și el spune așa că dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, atunci al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță egală în modul, dar de sens contrar. Și vă rog să vă notați. Pământul atrage pixul. Știm asta. Pixul are greutate, îl putem cântări. Dar pixul atrage și el pământul? Conform principiului al treilea, pixul nu numai că atrage pământul, dar forța cu care el atrage pământul este egală cu forța cu care pământul îl atrage pe el. În acest desen puteți vedea o generalizare a ceea ce am spus mai înainte. Un corp care se găsește la suprafața Pământului este atras de Pământ cu o forță pe care o numim greutatea corpului respectiv, dar și corpul respectiv atrage Pământul cu o forță egală și de sens contrar. Întotdeauna este adevărat. Principiul al treilea nu are excepții. De altfel, niciunul dintre principiile dinamicii nu au excepții. Acum, sigur, se pune întrebarea atunci, dacă pixul atrage pământul cu aceeași forță cu care pământul atrage pixul, de ce, dacă las pixul din mână, cade pixul pe pământ și nu cade pământul pe pix? Este din cauza principiului al doilea, care ne spune că accelerația pe care o capătă un corp este direct proporțională cu forța care acționează asupra lui și invers proporțională cu masa. Ceea ce înseamnă că, deși forța cu care pixul atrage pământul este egală cu forța cu care pământul atrage pixul, masa pământului fiind mult mai mare decât masa pixului, accelerația pământului va fi practic neglijabilă. Va fi atât de mică încât nici nu are sens să discutăm despre ea. Și din această cauză cade pixul pe pământ și nu pământul pe pix. Să vedem un alt exemplu. Două cărucioare pe care se găsesc pe unul dintre ele un magnet și pe celălalt o bucată de fier.
magnetul atrage fierul, știm cu toții, dar principiul al treilea ne spune că și fierul atrage magnetul. Și acest lucru este dovedit de faptul că cele două dinamometre care se găsesc pe firele care țin cărucioarele pe loc sunt ambele întinse și ambele arată o anumită valoare, una și aceeași valoare. Pentru că forța cu care magnetul atrage fierul și pe care să o numim acțiune este egală cu forța cu care fierul atrage magnetul, pe care o putem numi reacțiune. Dacă tăiem firul căruciorului pe care se găsește fierul, atunci, evident, acel cărucior împreună cu bucata de fier va începe să se miște accelerat spre magnet. Dar și dacă tăiem firul care ține căruciorul cu magnetul, se va întâmpla același lucru. Acest cărucior împreună cu magnetul va începe să se miște accelerat spre bucata de fier. Deci avem, de fapt, o forță de atracție între fier și magnet, care se manifestă atât asupra fierului, cât și asupra magnetului. Ceea ce înseamnă că ceea ce ne arată, de fapt, principiul al treilea, este că întotdeauna vorbim despre interacțiuni când vorbim despre forțe și interacțiunea este una singură. Dar pentru că interacțiunea are loc între două corpuri, noi întotdeauna avem în minte două forțe. Una care acționează asupra unui corp și pe care o putem numi acțiune și cealaltă care acționează asupra celuilalt corp și pe care o numim reacțiune. De exemplu, așa cum am spus, magnetul și fierul se atrag sau pământul și pixul se atrag și așa mai departe. Două sarcini electrice negative se resping. Și din nou putem vedea două forțe, acțiunea și reacțiunea. Dar vorbim despre una și aceeași interacțiune, de fapt. Câteva concluzii legate de ceea ce spune principiul al treilea. Principiul al treilea ne arată că orice forță din lume are o pereche egală cu ea și de sens contrar. Cu alte cuvinte, nu pot acționa asupra unui corp, indiferent cum. Direct, prin contact mecanic sau printr-un câmp, n-are importanță, nu pot acționa asupra lui fără ca și el să acționeze asupra mea, indiferent cum are loc interacțiunea respectivă. Și dacă fiecare forță din univers are o pereche egală cu ea și de sens contrar, înseamnă că rezultanta tuturor forțelor din univers este zero. Este una dintre concluziile principiului al treilea. Putem foarte ușor demonstra, atât calitativ cât și cantitativ, principiul al treilea prin tot felul de experimente. De pildă, am aici două fire elastice și se poate foarte ușor vedea că nu pot să îl întind pe unul fără ca să se întindă și celălalt. Deci, indiferent care mână se mișcă și întinde un fir, se întinde și celălalt. Pentru că cele două fire sunt legate unul de celălalt și forța cu care un fir îl întinde pe celălalt este egală cu forța cu care celălalt fir îl întinde pe primul. Deci nu pot să întind un fir fără ca să se întindă și celălalt. Iar dacă în locul celor două fire aș avea două dinamometre, aș vedea că tot timpul cele două dinamometre arată aceeași forță. Nu va exista niciun moment în care un dinamometru arată altă forță decât celălalt, atâta vreme cât vom fi la echilibru. Și acum două observații legate de principiul al treilea. Întâi că acțiunea și reacțiunea nu sunt prestabilite. Putem alege noi care forță să fie acțiunea și care să fie reacțiunea în funcție de ce ne interesează la fenomenul despre care vorbim. Și o observație foarte, foarte importantă este aceeași că niciodată acțiunea și reacțiunea nu acționează asupra aceluiași corp. Întotdeauna acțiunea și reacțiunea acționează asupra a două corpuri diferite, pentru că orice interacțiune presupune două corpuri.
În final, trebuie să vă spun că mai există un principiu care, deși nu mai este astăzi numit al patrulea principiu al dinamicii, este foarte important. Fără el n-am putea să rezolvăm o grămadă de probleme și n-am putea să înțelegem o mulțime de fenomene. Se numește principiul suprapunerii forțelor. Și el spune așa, și vă rog să vă notați, dacă asupra unui punct material acționează mai multe forțe, atunci fiecare forță produce propria ei accelerație, iar accelerația totală este rezultanta tuturor acestor accelerații. Deci, principiul suprapunerii forțelor spune că dacă avem un punct material, punctul P, și asupra lui acționează, să zicem, trei forțe, forța F1, forța F2 și forța F3, atunci forța F1 produce accelerația A1, forța F2 produce accelerația A2, forța F3 produce accelerația A3, fără să se influențeze reciproc. De fapt, principiul suprapunerii forțelor spune că acțiunea unei forțe, efectul dinamic al unei forțe, nu este influențat de faptul că mai există și alte forțe. Și principiul suprapunerii forțelor mai adaugă faptul că accelerația totală a punctului material va fi rezultanta accelerațiilor A1, A2 și A3 în acest caz. Acesta a fost cursul despre principiile dinamicii newtoniene și vă rog să nu uitați că indiferent despre ce forțe, despre ce fel de interacțiuni este vorba, toate interacțiunile se supun principiilor dinamicii. Nu există nicio interacțiune care să facă excepție de la principiile dinamicii. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!